Salutare călători! Suntem la Budești, Maramureș, lângă Cafnic, la 7 minute pe ceas cu mașina. L-am cronometrat, o să vă arătăm și vouă cu altă ocazie video-ul. Am pornit de afară ca să vă arătăm peisajul, ceea ce pe noi ne-a lăsat fără cuvinte când am ajuns aici prima dată. Nu știu dacă mai țineți minte acel video al nostru în care vă întrebam cum să se numească locația. Atunci era încă în construcție această locație. A primit și nume, se numește 7 Coline Maramu, din Budești. 7 coline pentru că toată această zonă este cunoscută ca și zona celor 7 coline, mica Romă a Maramureșului. Locația dispune de 7 camere, 14 locuri de cazare, de ciubăr afară, o terasă extrem de spațioasă, dacă vă uitați de aici și până în capăt, cu grătar, cu chiuvetă afară, cu cuptor de pâine, cred că acolo, cu plită. Haideți să mergem acolo să îl vedem mai bine. A păstrat tot stilul zonei, cu mult lemn, cu decorațiunile din lemn făcute, cercile acestea tradițional maramureșene care te înțeapă dacă stai fără tricou. Aici este zona de grătar. Aveți tot ce ai nevoie, o bancă de lucru, o masă de lucru, o sobă unde vă puteți pune ceaunul dacă faceți la ceaun, aveți grătarul extrem de spațios. Aici e cuptorul pentru grătar sau puteți coace pâine dacă vă considerați mari bucătari. Tot ce vedeți în jur e spațiul proprietății, nu aveți vecini. Acolo stau o pereche de italieni mutați în România, îndrăgostiți de Maramureș și acolo în depărtare. În rest, nu vă deranjează nimeni și absolut nimic aici. Și vă invit înăuntru, că e cam frig afară aici sus la munte. Zăpada are vreo 10 cm unde nu e călcată. Și intrăm înăuntru. Haideți! Aceasta e zona de living, care vi se deschide în față, cu un loc de luat masa suficient pentru toată capacitatea de cazare a locației de 14 persoane și cu zona de relaxare acolo la șemineu. Bradul încă e împodobit, mai avem persoane pe rit vechi care se împătoresc în această perioadă. Aveți fotolii, aveți canapeaua, aveți un șemineu acolo, o zonă frumos decorată cu lemnele sub șemineu. E un spațiu aerisit, e un spațiu foarte amplu de care vă puteți folosi. Puteți petrece aici în voie, n-aveți vecini pe care să-i deranjați. În zona de parter avem două camere, restul de 5 camere sunt la etaj și tot jos este o toaletă de serviciu ca să nu intrați în camere sau să nu mergeți până la etaj pentru a merge la toaletă. Scările care duc sus la etaj, iar aici e zona de bucătărie. Vă autogospodăriți în bucătărie, cuptor cu microunde, prăjitor de pâine, tigăi, wok-uri, oale mari, oale mai mici, tăvi, ceaiul și cafeaua este din partea casei, aragaz, cuptor, frigider, condimente sunt aici, cam tot ce puteți avea nevoie când gătiți, cu hotă, frigider mare cu congelator, aparatul de cafea pe boabe, o chiuvetă dublă, storcător de vase, pahare, tacâmuri sunt câte aveți nevoie. Dacă le filmez aici, sunt o cutie imensă de tacâmuri, pahare de cafea, scobitori, decantor de vin, cărni pentru ceai, nu vă lipsește absolut nimic de aici. Am văzut zona de living, am văzut zona de bucătărie, vă invit și sus în camere. Nu înainte de a aprecia cât s-a lucrat la aceste scări, e lemn masiv, totul sunt foarte stabile, niște scări sănătoase, cum se spune. Totul are culoare aici, aceste ornamente au culoare, aduc un plus de vizibilitate, aduc o notă aparte. Dacă obosiți urcând scările și obifui puțin, vă puteți odihni și vă invit într-o cameră. Nimic nu e lăsat la voia întâmplării aici, e foarte frumos aranjat acolo totul. E un colț de poze, de ce nu? Dacă vreți să mai adunați follow pe Instagram, se poate. Haideți în cameră. O cameră cu tot ce ai nevoie în ea. E un pat dublu pentru două persoane sau doi adulți și un infant, un copil sub un an, doi. Pe post de noptiere sunt acești butuci. Aveți o băncuță de dormitor. Măsuța are pe ea cam tot ce ai nevoie într-o cameră și ce găsiți și la hotel într-o cameră. De la
pahare, carafă de apă, chiar ceas deșteptător, nu știu de când. Știți vorba aia, trage ceasul? Aici puteți să trageți și ceasul, aveți șervețele în cameră, televizorul, telecomanda. Aceasta este o cameră cu balcon, cu un view spectaculos de aici. Pentru fumător sau pentru cei dornici de a sta dimineața să-și bea cafeaua pe răcoare. Camera are baie proprie, dar până la baie aveți și dulapul pentru haine, dacă stați mai multe zile să nu vă îmbrăcați din geamantan. O oglindă și baia în care aveți de toate, de la prosoape, hârtie igienică, săpun de spălat pe mâini, coș de mizerie, inclusiv bețișoare parfumate. Astfel încât nu vă lipsește absolut nimica din această baie. Camerele sunt standard, toate arată la fel, toate sunt cu băi proprii, toate cele 7 camere. Nu diferă nimic de la o cameră la alta. Mai lipsiți doar voi de aici. Vă așteptăm la 7 Coline Maramu în Budești.